La orice produs cumpărat de pe PC Garage folosiți cuponul YSHORTY pentru o reducere micuță ce mă ajută și pe mine și pe voi. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA Real Life și la mulți ani tuturor, pentru că ăsta este primul clip pe care îl postez în 2020. Nu am mai postat în ultima săptămână, aproximativ fac o săptămână, pentru că mi-am luat și eu puțin timp liber doar pentru mine și atât și pentru prietenii mei, să petrecem și noi Revelion împreună și înainte de Revelion câteva zile să ieșim pe afară, să nu stau cu grijă că n-am vreun episod pentru ziua următoare și așa mai departe. Și na, și de Revelion și a doua zi de Revelion la fel, asta până la 7 dimineața ne-am jucat, am băut și așa mai departe, a fost super mega mișto. Sper că și voi ați avut un Revelion plăcut și că v-ați desat alături de familie sau prieteni. Și reîncepem 2020 de astăzi, practic, în forță. O să vedeți ce o să fie pe canalul ăsta. Nu vreau să dau spoilere sau alte chestii, dar veți vedea pe parcurs care este șmicheria, băi, și așa. Bun, astăzi ne jucăm cu Pedofilescu Virgil, pentru că ăsta îl pot juca eu la ora asta, că nu am destui medici sau alte nebunii sau mafia, nu sunt online. Foarte curând vor veni și episoade cu mafioții. Fiți acolo atenți pe manevră, pe combinație, de ce mă trebuie. Și ne plimbăm astăzi cu Dacia 1300, mă băieți. Pentru că am eu poftă să mă plimb cu Dacia asta. Și să-mi dau și sentul puțin mai tare la joc, ca să aud și eu ce zic oamenii acolo. Bam, 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 ca băieții. Așa. Bă, n-am mai jucat de mult un GTA. Am mai dat doar last, bine, de multă seamă, câteva zile, vă dați seama, nu ceva exagerat. Doar am intrat să mai dau un restart, din când în când, așa, ca să nu fie mașini spawnate, să se miște bine serverul și așa mai departe. Dar în rest, nu am mai jucat, frate, nimic în ultimele zile. Ne-am jucat doar chestii din real life, am postat pe Instagram, dacă ați fost atenți acolo. Dacă mă urmăriți pe Insta, dacă nu mă urmăriți pe Insta, vă invit să o faceți. Aveți Instagramul meu în descriere. Și am trecut pe galben, nu pe roșu. Aveți Instagramul meu în descriere. Iar acolo puteți da un follow ca să vedeți ce mai postez eu pe acolo și așa mai departe. Și na, chiar au fost niște zile super mega ultra șmechere. Și mi-a prins bine, mi-a prins bine mini vacanța asta așa. Dar e timpul să ne punem pe treabă, băieți, să creștem și noi canalul ăsta frumos. Așa că dați și voi un like acestui episod, ca să fie bine, să nu fie rău, și să reîncepem și noi. Bam, bam, bam. Putem strânge și noi. Vreau să știu de la voi, bine. N-am mai postat de foarte mult timp, așa că YouTube-ul nu o să trimită notificare la toată lumea. Pentru că, na, cu cât postez mai rar, cu atât îți trimite și YouTube-ul notificările mai rar. Dar sunt mega curios dacă putem strânge la episodul ăsta 2020 de like-uri. Ar fi o minune, având în vedere că n-am mai postat aproape săptămână. Dar, na, asta depinde doar de voi, dacă dați un like ca să-l ajutați pe Epic Shorty să își revină repede cum ar veni cu YouTube-ul. Pentru că dacă voi dați mai multe like-uri, atunci algoritmul YouTube-ului vede că canalul meu primește like-uri și îl recomandă și altor persoane și trimite notificările data viitoare mai rapid. Și asta nu e o glumă sau ceva, nu, chiar așa este 100% serios. Așa că haideți să continuăm imediat cu următorul caz de poliție, de ce mă întrebați. Așa. Asta mă claxonează, n-are treabă el. Continuăm imediat cu următorul caz de poliție. O să iau un stâng aici. Apropo, mi-a spus unii dintre voi că nu am semnalizat când m-am jucat cu... când m-am jucat cu taximetristul. Dar v-am arătat în episodul ăla, pentru că, na, taximetristul... Și da, o să mă duc în... Dacă tot am luat-o pe aici, o să mă duc în Sandy să dau o fugă până acolo, să fac ceva acolo. Mașina taximetristului nu prea are semnal în spatele mașinii, adică la stopuri. Aolo, mă uitam să iau... Ah,
Aveam un chips. S-a dus chipsul ăla. Aveam un chips în tastatură și m-am uitat să-l fucking iau de acolo. Ca să nu murdească tastatura și mai rău. Și s-a ales praful și pulberea. Revin la primul caz. Hăziolilor. Avem și prima persoană și care a trecut pe roșu. Practic nu l-a interesat să stea și el la semafor. Ne-am oprit amândoi la semafor. Dar după aia omul a decis că vrea să treacă pe roșu. Aici. Colegul ne-a luat ăsta. Bună ziua. Rămâneți în mașină, domnul Chelios. A, nu v-a spus nimeni să coborâți de acolo. În capul cadou. Eu te oferesc cu vizionare, agent principal de la miliție sunt. Doamne, ați văzut, doamne, semaforul ăla frumos acolo cu lumina aia roșie? N-am văzut, domne, mă uitam să m-am asigurat să văd dacă vine cineva și... Eu v-am văzut că v-ați oprit la semafor, m-am oprit și după aia plecați direct pe roșu. Nu m-am oprit la semafor, doar m-am asigurat să văd dacă vine cineva. Ai, nu era vorba de semafor, v-ați asigurat, bă, nene, nu contează semaforul ăla. Hai să mă uit eu să văd dacă trece careva, să mă bag așa pe roșu. Da, știu că nu contează. Am înțeles. Dați-vă puțin jos de mașină, vă rog frumos. Să-mi prezentați și mie documentele. Acum. Le am pe toate, șefule. Așa. Enzo de Cocalari? Da, domnul. Enzo de Cocalari. Am înțeles. Așa. Domnul, de ce râde de acolo de mașină, că parcă aud? E handicapat, domnul. Lăsați-l în pace. Înțeleg. Domnul Cocalar. Da, nu Cocalari. Cocalari, îmi cer scuze. Domnul Cocalari, dați-mi vă rog frumos și asigurarea și certificatul de matriculare, restul actelor de pentru mașină. Acum. Le aveam aici, am buzunar, pregătite. Asigurarea vă că este în regulă. Certificatul de matriculare. Așa, permis auto aveți, domnul Cocalari? Avem. Văd că aveți și permis auto. Vedeți bine. Văd bine. Păi și domnul Cocalari, de unde ați luat, domnule? Bate mâinile. Permis auto. De la... De aici, de la școala de șofer. Poftim? De la școala de șofer de aici. Sunteți noi serioși sau sunteți sub influența alcoolului sau drogurilor? Nu, o să nu sunt. Și pe care vă patru poți. Suflate și mie, ne tiră testul ăsta de aici, vă rog frumos, stați mai pistolul de mașină. De unde? Uite să mănânc ceva. Mor de foame. Așa. Uitați aici, ai tiră testul, vă rog frumos, să suflați în el. Nu sufla, bă, că s-a prins asta, că bă, nu, 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 continuați să suflați până vă zic eu. Așa. Ia să vedem, domnul Cocalare, ce zice ei testul ăsta aici. Pleacă, bă, șefule, de aici, că mă deranjează, uite-l pe ăsta, stai aici. 0,16% alcool, domne, în aerul respirat. Ți-a zis pe prostul ăsta, nu știu. Nu e dobre, eu mor, dar am băut ceva. Domnul de lângă dumneavoastră are permis auto? Eu am. Are, că... Dumneavoastră ați băut și dumneavoastră? Să mangă. Poftim? N-am nimic. Oricând apoi. Am înțeles. Ok, va trebui să mă urmați la secția de poliție, domnul. Aoleu. Aoleu, ce ai făcut, bă, Cocalari, te-a oprit ăsta? Lasă-mă, șefule, că mi-e frică. Aveți o mașină, vă. Ai grijă de tine. Domnul, lasă-mă cheile de la mașină. Ia-mi o mașină prietenului meu. Ia-o tu. Ia. Dacă nu ați băut, puteți să o luați. Nu, că n-am nimic. Bă, tu ai băut, bă, dă-te, bă, trec cu jos. Nu vă urcați beat la volan, vă rog frumos. Nu, dacă vreți să-mi puneți, e tirotez. Vă zic eu dacă... Dar nu, dar să nu spuneți că duce, vă rog eu. Cocalari, ce ați băut mai exact? Un rachiu de sfecle. Rachiu de sfecle, domnul Cocalari? Da, domnul. Înțeleg. Păi și... De ce v-ați urcat, domnule, la volan? Dacă ați băut. Nu știu. E mangă. Lasă, să plece ăștia de aici, domnul, că... Păi nu știu unde să-ți duc mașina asta, că e vraiște. Duceți în fața secției, domnule, dar nu știu cât de ne auzim noi așa de mașină în mașină. Nici eu, domnule. Scoate, bă, capul pe geam!
Am infilt. Dacă îl bagă pe spate pe ăsta. Ca să nu-i las pe aia să intre după mine aici. Așa, coborâți de mașină, domnul. Ce ai zis? Nu v-am auzit. Să coborâți de mașină, zicea să mă urmăriți. Am coborât. Cum acum? Ieșiți afară, dar vă rog frumos, nu aveți voie. Ieșiți, bă, frate, de aici. Nu aveți voie să intrați aici, aici este zona interzisă. Lasă acolo, lasă. Mulțumesc frumos, da. O zi bună, domnul. O seară bună. Mă duc acasă. De Revelion ați început să beți și nu v-ați oprit atunci sau care e treaba, că nu înțeleg? De înainte de Revelion. Cam în ziua Paștelui. Și m-am urcat la volan, am beat, trebuie să recunosc. Înțeleg. Vrei bă un pahar cu apă? Aveți după mine, vă spun. Îți dea măsii un pahar cu apă? Nu vreau. Aici, în birou la mine. Ce faci, doamne, mâncați de față cu mine, așa, la servici? Cum, doamne, dacă mi-e foame, nu trebuie să mănânc eu, vezi să mor de foame? Nu, nu, doamne ferici. Am luat și eu o gură de ceva acolo. Mă așez pe scaun undeva. Așa, domnul, cum vă chema, că am uitat. Enzo de Cocalari. Enzo de Cocalari. Documentele mașinii, inclusiv permisul și buletinul, vor rămâne la mine. Cum așa? Pe vor rămâne la mine. Măcar permisul, măcar permisul, măcar permisul, lăsați-l aici. Da, dați seama. De ce s-a dorit permis portar, mă? Nu, 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 am verificat altceva, am vrut să vă cer altceva. Permisul auto am să vi-l confisc, domnul Cocalari. Doamne ferește, te-și dau școala din nou, nu? Băga mești. Așa. Ha! V-am confiscat permisul și pentru... Și dau din nou ăla, nu? Pentru 3 luni. Și... Ce să zic? Un dosar penal să vă fac. Nu mai să dosar? Nu vă trimit la închisoare, vă fac doar dosarul penal. Da, ok. Așa. Sunt semnați-mi aici, domnul da, Cocalari, vă rog frumos. Acolo, stați, că n-am niciun pix. N-aveți pix. Și un pix. Uitați pix acolo. Pe masă? Da, da, da. Ia uite și telefon frumos aveți. Haideți, domnule. Îți dau mă o apă. Semnați aici. Nu vreau mă, că am băut. Spațiu. Ai băut vodka, ce-ai băut nebun, că ești tot în gură, ce miroase. Bă, săracule. Bun, domnul Cocalari, sunteți liberi să plecați. Stați să vă aplic și o amendă, că am putea da amendă. Îmi cer scuze, sunt și eu la început acolo, că na. Aproape la da, domne, dă câți. O amendă o să vă dau din capul meu așa vreo 300 de dolari, domnul... De lei, domne. De lei, pardon, ce scuze. Am venit, a fost la mătușa mea în America. A fost în America, mai tare, mă, ce te bagi tu? Ascult tu, ce aude aia? În visul meu, că nu m-a lăsat domn Ceaușescu păi, să da. Plec din țară, dar vă dați seama. Asta se ascultă cu urechea pe perete, domnul. Dacă mai ascultați cu urechea pe perete și vorbim pe perete, o să vă dau bani. Adică... Ziceam adică cu... Ne dați, de pardon, și o să urlu. Ne dați bani, domnul. Bani, da, domne, bani. Că vrem și noi... Gata, domne. Bă, plecați, bă, dar aici colegii, că mi-au luat ăsta permisul de conducere. Mamă, bă, ce miroase casa, am vodka acolo. Că miroase am vodka după tine. Au ăștia, domne, o tehnologie, ceva de ne-au ce vorbesc așa pe-un pe... Domne, plecați, dracu, de aici! Nu, dar ce stați cu mâinile alea sus așa, domne? Ați rămas cu mâinile pe sus? Poftim, domne. Aveați mâinile pe sus, pe aici, pe la mine. Nu știu despre ce vorbiți, domne. Domnul Cocalari, sunteți liber să plecați, domnule, să părăsiți secția și veți veni peste 3 luni de zile să vă mâneze înapoi documentele. Tot în regulă. O să fiți aici? O seară bună. O să fiți aici, da? Peste 3 luni astea. Nu, mă mișc din locul ăsta, pe carpeta aici? Asta sau aici. Pe carpeta să vă găsesc. Îți iau apă caldă sau rece? Colegul, dă să bem o vodcă de triste. Ia uite, dacă cu benzină pe aici cu ce dacă... Ce dracu? Care s-a pișat aici? Dolor, care v-ați pișat aici? Chinezul ăsta, bă, că... Chinezul ăsta, domnule! O, a venit puși pe Caterinca.
Ok, bărântați-mi, v-ați să te împlăcat așa, respectabil. Haideți, vă rog frumos să părăsim secția. Ia să vină domnul Ișoara să... Aștept aici 3 luni, domne, până îmi dați permisul. Părăsiți, domne, secția să vină domnul Ișoara să spele acolo. De ce ați plecat după carpeta aia? Mamă, brăduț, Alex, brăduț. Am plecat după carpeta, că... Nu, că e bine, brăduț. Hai, că mă sus și eu la volan aici. Bura! Nu vă urcați, domnule, la niciun volan. Da, da, te-am mai pune-te acolo în dreapta. Hai, mă, că mă urc eu, stai în dreapta. Nu știți, mă, pe poligon. Seară bună, băi. Bă, și eu, că ai decât două locuri la sărăcia asta. Ce să... Bă, băieți și fete, eu sincer aș fi dat permisul înapoi omului. Dar erau puși prea pe cacer, așa, pe caterincă de-aia, dar cu urlete, cu țipete, cu de-asta și n-am mai adus, n-am mai vrut să dau niciun permis înapoi. A trecut pe roșu, intenționat, pentru că știa că sunt acolo. A dat un mic clickbait acolo, copbait, pardon. M-am dus după el. Hai. Dacă era și respectos și vorbea frumos, nu îi mai luam niciun permis. Dar am văzut că spui super pe caterinca așa. A zis să fac și o caterinca, dar ce să mă distrez eu. Ok. Mergem către următorul caz. Let's go, boys. Hârgelule. Avem și o parcare ilegală aici. Bună seara, Pedofilescu, Virgil, agent principal de la miliție sunt. Bună seara, bună seara. Ați-vă puțin jos din autobuz, vă rog frumos. Ziceți, domnul. Prezentați-vă și dumneavoastră, vă rog frumos. Păi, domnul, sunt nou în oraș și nu am buletin. Poftim? Sunt mai nou în oraș și zic n-am buletin. V-am zis să vă prezentați, nu să-mi prezentați buletinul. Să-mi spuneți numele dumneavoastră. Mă numesc Viorel. Viorel și mai cum? Ciobanu. Cum? Ciobanu. Viorel Ciobanu. Domnul Ciobanu. Da. Alo. Da, domnul. Asigurare, permis aveți pentru autobuzul ăsta? N-am, domnul, polițist. Păi și atunci de ce vă urcați, domnule, la volan? N-are permis și s-a urcat la volan? Văleleu! Du-te, bă, de aici. Au, scuzați, domnul. Nu, Oleu. Eu te-am mai dat una. Scuzați, domnul, dar nu știu ce are asta. Am băut. Haideți, vă frumos, ai băut? Ești la volan. Ia uzi. A băut? E rău. E frate cu mine. Autobuzul ăsta rămâne aici. O să-l ia colegul al meu. Colegul, urcă-ți de acolo. Hai să mergem, poate să prindeți acolo aici pe aia. Ăia au venit din nou. Ăia 2-3 câți erau ei acolo, canceri. De ce mergeți, domne, fără permis și beat? Doamnă, nu-ți beat. Păi, așa mi-a spus mai devreme, domne, că ați băut. Poate puțin amețit, domnul, dar nu. Nu beat. Păi de ce mergeți sub influența alcoolului atunci? Domnul, mă grăbeam să ajung acasă. Păi și de ce cu autobuzul, domne? Păi mașină n-am, domnul. Am mers cu mașina de servici. Păi și cu mașina de servici, de ce, domnule, dacă n-aveți permis auto? Nu știu, domnul, îmi pare rău, dar nici bani n-am. Luați-vă, domnule, o bicicletă. Nu știu de unde, domnul, că sunt nou în oraș. Întrebați oamenii. Nu știți de unde să luați bicicletă, dar autobuzul aș știu de unde să-l luați, a? Păi mi-a zis un om. Păi și omul la care v-ați nu-l întrebați și de bicicletă? De unde puteți să luați? Păi nu l-am întrebat. Atunci e vina dumneavoastră, domnule. Da, domnul, mă asum. Haideți, după mine vă rog. Băiatul meu primește direct jail. Normal, trebuie să-i dau urn pentru chestia asta. Chit că e nou în oraș, chit că e vechi în oraș, frate, să ai permis auto. Dacă n-ai permis auto și mergi cu mașina, primești pușcărie, jail, după caz. Haideți după mine, vă rog frumos. Acum, domnul. Nici permis auto, nici asigurare, nu aveți, mă gândesc, niciun act al mașinii, nu? Nu, domnul. Și nici buletin. Pare rău.
Buletin vreau să fac. Păi de ce nu v-ați făcut, domnule? Păi mai scump buletinul, domnule, eu n-am avut bani. Domnule, când intrați în oraș, să dă acolo o subvenție și aveți bani să faceți buletinul. Da. Măcar ăla. Aolo! Poftim? Ați auzit ce s-a auzit afară? Nu s-a auzit nimic, Adam. Haideți în cerul acolo, vreo frumos. Domnul, mă răs la mititica. Păi nu? Aolo, domnul, cât? Haideți, domnule, mergeți acolo, așa. O să vă pei. Mă gândesc că nu aveți nici să plătiți bani pentru amendă, că tocmai de asta mergeți la închisoare. Da, domnul, stați puțin că mi s-a făcut rău. Am înțeles. A zis, bă, măcar să vomit eu, să fac un pic de roleplay cu vomitatorul al meu. O să mergeți la închisoare, domnul, cum a spus că vă cheamă? Ciobanul Viorel. Ciobanul Viorel. 15 luni, domne. Așa veți avea timp să citiți și regulamentul acolo în închisoare. E o carte acolo să citiți. Am înțeles. Da, da. Așa. Da, ce să zic? Permis auto din părți. Asigurare din părți. Buletin, mă, măcar buletinul, mă. Că de asta am făcut buletinul super mega. Domnul, domnul, permisul meu, permisul meu. N-au trecut, domnule, trei luni, stați acolo. Și ne atragem. E-ntoită furca, domnul. Bă, măcar buletinul, că de asta am făcut buletinul super mega ieftin, măcar pe ăla să vi-l faceți, știi? Și pe lângă asta, și permisul e foarte ieftin. Că inițial pusesem permisul să fie un cost total de 1500 și ceva. Ca real life, ca real life, cam atâta costă să faci permisul cu școala auto și toate taxele și chestii de genul. Vreo 15 milioane pe acolo, depinde și pe ce mașină faci și mai departe. Și am zis, bă, hai că-l mișorez, că toată lumea mergeau numai fără permis, fără permis. Permisul în momentul de față costă vreo 200 și ceva. Adică, serios, e super mega ieftin. Faceți-vă, frate, permis auto, luați-vă și voi măcar buletinul. Chiar dacă mergi cu bicicleta pe stradă, tot ai nevoie de buletin. Înțelegi? O să iau și autocarul ăsta de aici. Asta o fi mașina lui ăsta? Bine, vorba vine mașina lui. O conduce el? Sau ce? O să mă duc să iau autocarul ăsta, să duc acum într-un loc. Ca să nu stai aici. Aia e mașină furată acolo. Nu merge nici cu mașini furate, frate, pentru că nu e ok. Așa. Și să-l bag și în dreapta aici, pe ăsta. Uite așa aici. Momentan. Bun, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Un episod mai scurt, cel așa de început de an, ca să nu o ducem la extrem. Bineînțeles că vor urma episoade de 25 de minute, 35 de minute, 40 de minute, o oră, poate, abar n-am. Dar momentan ne oprim aici cu episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați să apăsați butonul de like, fraților. Dacă strângem 2020 de like-uri la episodul ăsta, sunt cel mai fericit om în planeta asta, de ce mă întrebați, pe 2020. Iar noi ne revedem data viitoare, să aveți o zi perfectă și un an plin cu chestii șmecheri pe care voi vi le doriți. Abar n-am care o să fie alea, dar să vi le împliniți. V-am pupat,